Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-a regăsit la NoClick cu Euro Truck Simulator 2, dar înainte ca să încep acest episod, v-ați ruga pe toți să nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, a trecut ceva timp, sincer să fiu, de când am mai filmat și jucat în același timp pe Euro Truck și astăzi am zis să revin cu un nou episod pe acest canal, ok? Mi-am ales o cursă care este destul de scurtă, după părerea mea, pentru că am început un profil nou, cu acela din păcate nu mi-a mai mers și am început unul nou, mi-am creat unul nou, mai bine spus. Ok, hai să vedem cât de bine o să ne descurcăm la condus, astăzi conducem. Ok, nu știu sincer unde trebuie să mergem, ce destinație avem. Probabil că în episoadele următoare o să conduc din volan, pentru că mi-am achiziționat unul nou. Bine, mi-a dat comandă, dar încă trebuie să, până o să-mi ajung, o să dureze ceva. Mamă, deja am început în forță cu o viteză extrem de mare. Ok. Hai să vedem. Cred că e o cursă de câteva, nu știu, de vreo 2 mile. Mai avem încă, ba nu, totuși, ba, e chiar lungă, 200 de kilometri. Sincer, nu m-am uitat. Am văzut că e scurtă și, na. Dar apare nu e scurtă, nicio problemă, oricum, în acest episod, dacă, probabil că vom face două curse. Mamă, ești nebun. Ok, e ca nasol să joci din tastatură. Probabil că, nu știu, am să încerc și din controller, nu știu, că aici trebuie să facem, să semnalizăm. E puțin cam greu. Hai să vedem dacă cu stânga putem conduce. Ok. Sper să vă placă noua poziția webcam-ului, a facecam-ului, da, tot acolo e. Mai tare zic că sună facecam decât webcam. Ok. Cu dreapta conduc mai bine, că na, sunt învățat. Am mai multă experiență cu dreapta, ca să zic așa. În episodul următor am să filmez CSGO competitiv. Sincer, fraților, îmi cer mii de scuze că n-am mai postat CSGO competitiv, pentru că am avut tot ghinion la CSGO. Odată mi-mi dădea crash filmarea, odată nu filma, odată mă scutea din joc, îmi dădea crash jocul. Odată pierdeam și dădeam de coechipieri buni și na, tot nasol. Ok. Hai să vedem, trebuie să facem noi așa. Am un volan, dar are rotația doar de 90 de grade și e cam nasol. Hai să semnalizăm noi și să frânăm. Ok. Hai să vedem. Hai să luăm noi curba asta așa frumos. Aia n-a fost chiar atât de frumoasă, dar na. Să zicem. Și să spuneți în comentarii dacă vă place noua muzică de pe fundal. O ador, pur și simplu. După cum ați văzut, am folosit-o și la pe post de fundal, la acel episod cu adică montaj cu CSGO. Sper că v-a plăcut și acela. Bine, când filmez eu, nu e postat. Ok. Eu zic că e mai ok așa facecam, se vede și tastatura și e totul ok. Sper să se audă și motorul, dacă nu, să fie cam nasol. Mamă, e destul de nasol, puțin că nu... Înainte conducem atât de bine încât... nu ieșeam din... din bandă, de pe bandă. Ok. Mă scuzați acum că vedeți cu jocul două mâini, dar oricum numai cu dreapta atâta. Doar cu stânga. Ca să văd puțin. Hai să vedem așa. Hai că asta a fost mai ok, din păcate am apăsat și P. Ok, fraților. Am un Dir Scania. La Scania, mai bine spus. Și nu știu, eu momentan am joc cu Crack, dar am să-l și cumpăr. Vreau să-l cumpăr ca să joc multiplayer, bineînțeles. Momentan am 2363 de dolari.
De euro, mai bine spus că na. Hai să vedem. Facem o depășire frumoasă. Aparent a fost un draw frame, primul draw frame. Sper să ne vină ceva din față. Hai să nu-l și lovim. Hai că a fost o depășire cu o cauză reușită, ca să zic așa. Nu, ești nebun, merge și pe pământ, oh my god. Trebuie să fiu mai atent, bine, sunt și obosit pentru că dacă am ajuns de la liceu și sunt obosit tare. Și trebuia să filmez. Să punem asta așa. Hai să reducem puțin viteza că cam nasol. În ritmul ăsta facem 3 curse în acest episod. Hai să vedem de facem o depășire așa cum ne place nouă pe barosăneală. Hai să vedem depășim noi așa. Ok. Probabil că când o să fac și școala de șofer am să fac un car vlog, ca să zic așa, adică vloguri din mașină, nu o să denumesc car vlog. Car vlogs. Aici trebuie să fiu atent că dacă iau o curbă foarte bruscă, voi risca un accident extrem de urât. Am pățit odată de m-am răsturnat. Ok. Am mai fost pe aici oare? Nu mi-am minte, sincer să fiu. Mamă, dar avem o viteză. Hai să ne apăsăm L, că na. Se fol. Ok. Sunt puține draw frame-uri în, aici în curbe, din câte văd, nu știu de ce, dar la calitatea texturii am setat să fie pe înaltă, adică pe high. Aici am dat un tir care merge cu o viteză redusă și nu aș vrea să intru el ca să iau. Vreau să fac excel. Mai avem 72 de kilometri, nice. Ok, hai să continuăm. Mai avem 72 de kilometri, probabil că voi mai lua una. Bine, dar cu alt tir. Hai să vedem, mai depășim noi pe tirul ăsta. Avem șanse. Aoleu, rip. Nu cred. Oh my fucking god, nu cred. Care erau șansele să nu intru el, dar măcar l-am brocat. Ok. Hai să vedem noi. Mai avem câți kilometri? 56. Mă plac melodiile astea la nebunie. Ok. Dacă mă întrebați de la ce producători sunt, deși sunt de la NGS, logică, oricine ar, cine n-ar folosi la, de la NGS. Hai să-i cu stânga, mă descurc. O, aici, mamă, cum am trecut, lol. Deci, hai să conducem cu stânga. Hai să vedem. Hai să conducem doar cu stânga, să vedem, ne descurcăm. Când mă panichez, nu mai știu să controlez cu stânga. Hai să facem noi cu dreapta acă. Mamă, ești bun combinele. Aparent am pierdut vreo 400 de dolari, că de ore, doamne, de dolari. Pentru că am făcut o amendă, normal, logic. Care erau șansele să nu fac într-un episod o amendă? Șansele erau foarte minime, s-au reduse. Hai că în curând intrăm în oraș. Dacă apăsăm noi F5... A, nu, asta e mapa, ești nebun? Nu mai știu nici... Unde aici va trebui să reducem viteza, asta... Că va trebui să facem dreapta. Mamă, mi s-au umezit și mâinile, nu știu bun. Și
Sper să vă placă, haideți să vedem dacă la acest episod vom putea strânge suma de 35 de like-uri. Să facem și un screenshot. Hai să activăm noi. Așa. Care era F2? Bun. Da, nu facem aici că n-are rost. La sunăm puțin. Hai odată. Mamă, dacă greu pornește. Ia uite-l. Mamă, bă, frate, bă, pe când am crezut și eu că pot să iau o curbă ca lumea, ca și cum aș fi luată cu un volan. Se oprește el, ce să-i faci? A, stai, F2. Și F3. Hai că mai avem puțin și intrăm și în oraș. Normal! Mamă, nu mai știu să conduc, dar se mișcă frame-uri, cu frame-uri puține. Kill. Ok. Ok, probabil că o să mai luăm una foarte, foarte scurtă. Va trebui să mergem tot în față. Hai să vedem aici, putem face. Da. Așa și F3. Putem face noi... Ia, nu. Așa. Nu. Hai, de ce nu pornește? Ok. Sper să reușesc să trec pe verde, ținând cont că e o coloană foarte, foarte mare, aparent. Va trebui să trec pe banda, dacă mă lasă. Nu cred că ar trebui să trec, mai trebuie să mă duc de tot. După ca, da, ok. Hai să vedem așa. Ok. Perfect. GG, fraților, hai că am terminat și cursa asta. Nu! Mamă, ești nebun cum... Sper că aici trebuie să intru. Hai că am trecut cu brio. Ok, nice. Mamă, deci nebun cum ne descurcăm. De bine ne descurcăm. Hai să o parcăm noi așa cum trebuie. Hai să dăm enter. Și ne dă excelent. Minus 0 puncte. Și facem level. Da. Trecem de level 1, ceea ce e super, super bine. Bun. Hai să vedem așa și să vedem ce curse mai avem la dispoziție. Ieftine tare, ca să nu fie... Câți kilometri? Hai să vedem ce ne mai putem lua noi aici. Uite unde... Asta e, asta am să și iau. GG, fraților, hai că am făcut-o și pe asta. Prima cursă, am zis să mai durez mai mult acest episod, pentru că n-a totuși 11 minute sau cine știe. Atunci, dacă avem GPS-ul, noi o să dezactivăm F3-ul. Și să vedem, ne... am oprit motorul din greșeală. Să vedem... Aoleu. Trebuie să fii foarte, foarte atent. Va trebui să facem... A, stânga, ok. Ok, nice.
pe care va trebui să facem noi stânga. Aoleu, du-te! Așa. Hai că e și verde. Acum ar fi să fie acum roșu. Ok, nice. Cât avem? Stați mai puțin să apăs F3, deci avem 226, mamă, vale, iarăși avem mult. Iarăși avem din nou mult. Mulți kilometri de parcurs. Oh, nouă melodie preferată de mea. Da, fraților, după părerea mea, n-are rost să stăm la roșu, că... Nici nu i-a dat amende, ești nebun, bine, nu mai erau mașini. Facem așa rapid, mă mănâncă și nasul foarte, foarte tare. Eu ești nebun, n-am luat-o bine? Mă gândeam că cum să nu iau bine. Ok. Hai că trecem și de pe pasul ăsta, că e puțin mai greu aici să nu accidentăm. A, era șosea. Nu trebuia să trec pe altă parte, nice. Mai avem încă 218 km. Mult avem încă. Dar nu e nicio problemă oricum. Ok, fraților, hai să continuăm să vedem ce o să reușim să facem. Mamă, ce curbă am luat aici, lol, ce tare, ce bine a descurcat, super, super tare. Ok. Mai avem 154 de kilometri până la destinație. N-am semnalizat, dar nu vine, nu e nicio problemă. Zice să mă duc 40 și am 90. Nice. Cine e boss, e boss. Ok. Sincer că eram destul de trist la un moment dat, pentru că nici cum nu puteam să filmez CSGO competitiv și era foarte, foarte nasol, după părerea mea, fraților. Că na, totuși este o serie extrem de apreciată de către voi pe CSGO competitiv. Nu știam să încerc așa la fiecare lună, deci să postez, nu știu, pe lună gen 4 videoclipuri, 5. După care să fac un montaj la final, la sfârșitul fiecare lună să fac un montaj cu ce am făcut de luna aceea și în momente epice am avut. Ok. Ok, așa mai bine. 123 de kilometri, încă mai avem foarte mult de parcurs. Nu știu dacă auziți voi eu melodia pe fundal, sper să auziți. Ok, deci tot în față. Să opresc să alimentez, nu știu, ar avea rost. Dacă vom rămâne fără combustibil, aia e. Asta e, n-avem ce să facem. Ești nebun? Deja se vede cercul cu destinație de la 100 de kilometri, ești nebun? Oh my god. Oricum mai avem mult până acolo. Chiar 100, da, 100 de kilometri acum. Bine, aici 100 de kilometri, cred că e vreo 10 metri maxim, să nu știu. Foarte, foarte ușor să scurg kilometrii aici. Deja 95, da. Hai că încet, încet ne apropiem de destinație. În curbele acestea durează mult până le treci de ele, că după aceea o să fie super, super, super ușor. Mă cam bulbui puțin și nu-mi prea place, dar n-am. Ok. Mamă, avem un nou tir de la DAF.
În general știu destul de multe filme de tir, de tiruri, care produc tiruri, ca să zic așa. Hai să facem misiune slow, nu mai știu cum se numește, slow motion, nu slow motion. Slow motion e când încetinești ceva, o fază epică, ca să zic așa. Slalomuri sau slalomuri, slalom. Da, slalom se numește. Încă 63 de kilometri. Mamă, sincer, m-am cam s-a durat puțin ca să fi să conduc. O două curse, eu zic că e mult. Cât mai avem? 56, mult. Mamă, ce epic se vede. Ok. Hai că mai avem puțin. Ok. Mamă, ești nebun. Deja 42 de kilometri. Foarte, foarte ușor se scurge acum, bine. După ce ai trecut de 100. După ce ai scăpat, e mai ușor. Și mă mănâncă puțin o buză și spatele aparent. Ok. Rostock. Rostock, oare trebuie să mergem? Nu știu. Probabil. În cel mai probabil caz, da. Uite că se vede și pe hartă deja. Hai să dezactivez că avem acolo GPS-ul nostru care ne indică unde trebuie să mergem, care ca să ajungem la destinația noastră, mai bine spus aleasă de noi, că noi am ales-o. Mi-a plăcut tirul de la Violent. Numai că n-am, cât mai avem? 13 km, nice. Cred că aici trebuie să fac eu așa, să semnalizez că... Hai să încetinim puțin, că avem o viteză prea mare. Hai să vedem. Ok, nice. Hai că am intrat și în oraș, în Rostock. Rostock sau Rostock, nu știu. Hai să încetinim puțin, văd că aici o să fie puțin de drop frame-uri, în ce mii de scuze. Oh, dar nu se duce unul mai tare ca să pot să o ajung cât mai rapid la destinație, cât mai repede. Nice, cred că n-am încetinit. Bine, dar până o să meargă mașinile, țin că e circulație mare. Hai să vedem asta ce face. E. Hai să intrăm de așa. Ok, hai că am ajuns și aici. Și apoi trebuie să facem aici, de așa. Mamă, ce tare. Nu merge. Ok. Nice, fraților. Hai că am terminat și cursa aceasta cu greu, dar am terminat-o, ceea ce e super, super bine. Nice. Hai să vedem. Excelent. Două curse la care am luat excelent, ceea ce e super, super frumos. Bun. Bun, fraților, cam atât și cu acest episod de Euro Truck Simulator 2. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem în episodul următor cu CSGO Competitive. Deci, pa, pa!